O femeie din județul Mehedinți a împlinit astăzi 90 de ani, fiind cel mai longeviv cetățean din Izvorul Bârzii. Surpriza pregătită cu această ocazie din partea parohiei comunei a impresionat-o pe bătrână până la lacrimi. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. La mulți ani să trăiți. La mulți ani, mamă Mărie, la mulți ani. Doamna Maria Hrășovu locuiește în Izvorul Bârzii de mai bine de 60 de ani, iar astăzi de ziua ei nu se aștepta la musafiri. Surpriza neașteptată a fost oferită de unul dintre cei mai tineri preoți din județul Mehedinți, Ștefan Manolea, actual părinte la parohia din comună. La mulți ani, mama Mărie, să trăiești 100 de ani! Ia uitați, din partea noastră, de aici v-am adus și noi un tort. Ia matale aici, ia uite și o icoană cu Maica Domnului, pentru că pe mata te cheamă și Maria. Ieri ați sărbătorit ziua de nume și astăzi faceți... Câți ani împliniți astăzi? 90. Să dea Dumnezeu și la 100 tot așa voioasă să fiți. Marcată de trecerea anilor, dar limpede și ageră la minte, doamna Maria nu mai are puterile de altădată. Preotul paroh Ștefan Manolea a încurajat-o și a dat putere femeii prin cuvintele sale, spunându-i că bătrânii sunt foarte importanți pentru familie și comunitate. Mama Maria, Mata ești o floare pentru parohia noastră. Mata ești cel mai vârstnic om și se cuvine să avem grijă de bătrânii noștri. Că asta este bucuria oricărui neam și asta este cea mai mare bogăție. Gestul tânărului preot a emoționat-o pe femeie până la lacrimi, spunându-ne că niciodată nu a mai avut parte de o asemenea surpriză din partea unui preot al satului. Vă mulțumesc din suflet. Din suflet vă mulțumesc. Nu mi s-a venit niciodată. De câți preoți a fost aici? N-a venit niciodată să-mi aduc mie. Nu că... O floare măcar. Îi doresc multă sănătate, că așa, și să meargă în continuare înspre bine, nu înspre eu, că toată lumea gândește ca să fie bine. Cum mi se pare acest gest de ziua de zi? De neașteptat din partea părintelui. Manole. Tânărul Ștefan Manolea, de puțin timp hirotonit ca preot la parohia din Izvorul Bârzii, se implică activ în viața comunității din care face parte. Acesta dorește să fie aproape de semenii săi și să îi sprijine cu tot ce îi stă în putință. Începând din acest an în parohia noastră, am început o frumoasă tradiție de a trece pe la casele oamenilor în această pregătire pentru praznicul adormirii Maicii Domnului. Și așa, trecând pe la casa mamei Maria, am schimbat câteva vorbe cu dumneei și mi-a spus că pe data de 16 august împlinește patriarha la vârstă de 90 de ani. Și am crezut de bine că nu avem cum să nu trecem pe la dumneei și să o cinstim așa cum se cuvine. Pentru că cea mai mare bogăție a unui popor, a unui neam, sunt copilașii și bătrânii. Cât timp avem bătrâni, avem înțelepciune, avem iubire, iar mama Maria cu adevărat și cu siguranță este un model pentru toate mamele, pentru toate femeile acestei parohii. Tânărul preot a venit însoțit de frumoasa sa familie și își dorește să continue șirul acestor acțiuni.